Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă amintesc cât de minunați sunteți. Haideți să facem astăzi citirea zilnică, să vedem ce ne mai aduce energia. Energia este una colectivă și citirea generală. Vă rog să luați de aici fix atât cu cât rezonați. Cu ce nu rezonați, lăsați deoparte sau mergeți pe alte canale ca să vă faceți viața mai ușoară. Nu vă ține nimeni aici obligatoriu. Vă mulțumesc pentru atenție, sprijin și suport și să vedem. Energia zilei. Nu uitați, timpul este fluid, este dinamic, tot ce avem este acum. În fiecare zi vă puteți schimba viața. Trebuie doar să conștientizați asta. Haideți să vedem despre ce este vorba în energia zilei. Cu bucurie înainte! Energia zilei este una, iată, ușor grăbită, accelerată. Wow, ce frumos! Magia focului, focul cosmic. 3. Acțiune. 3 de bâte. Ce ne spune 3 de bâte? Că în sfârșit vom vedea rezultat. Ne-am făcut planuri cu 2 de bâte, am analizat foarte bine și acum pornim la drum. La manifestare, da? Pornim către 4 de bâte care ne spune stabilitate. Magie, magie, dragii mei. Materializare. Puteți face acum lucrurile pe care vi le doriți, să aveți curaj, nu știu, în tot ce vă doriți voi, în absolut tot ce vă doriți voi, acum puteți face cu încredere acele lucruri. Spaceship, universul, cosmosul. Să nu îți fie teamă să cânți. Evident că în spatele acestui mesaj este o metaforă. Vidul, da? Cosmosul negrul din spațiu este vidul. Vidul este totul, dar în egală măsură și vidul. Dar vidul are sunet, are vibrație. Drept urmare, să nu îți fie teamă să ceri ceea ce vrei sau să rostești ceea ce îți dorești sau să faci ceea ce îți dorești. Dar trebuie să fie aliniat la legile cosmice universale. Adică să fie către direcția potrivită ție, pentru binele tău cel mai înalt și al tuturor celor din jurul tău. 4 și 3. Dimensiunea în care trăim, 4 cu 3. Materializarea din eter. Niște dorințe care stăteau acolo, niște lucruri pe care voiai să le faci, acum pot deveni palpabile, concrete, tangibile. Foarte puternic, foarte puternic. Îndrăgostiții, ca și în energia săptămânală, iată, alegeri pe care le aveți acum de făcut, vă vor duce către materializarea dorințelor voastre, de la lucrurile cele mai mărunte până la lucrurile cele mai complexe. Comunicare, dacă doriți să manifestați comunicare în viața voastră, între voi și persoana voastră iubită, spuneți ce aveți de spus. Dacă doar comunicarea dintre voi este impedimentul, spuneți, nu rămâneți blocați, deblocați-vă. De asemenea, aici, s-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi acum, dacă nu comunicați și așa mai departe, să aibă o barieră, să aibă o teamă, să aibă o vină, să nu aibă curaj, să vă spună niște lucruri. Este o frică și o vină să rostească ceva. Șarpele, încheiere, teamă, dușman, da, este teamă de reacția voastră cuiva, poate unei femei sau poate a existat aici și o transformare. Șarpele este arhetipul scorpionului, scorpionul este în casa a opta cu stăpân Pluto, care acum s-a mutat în vărsător. Poate voi descoperiți sau ați descoperit că, nu știu, partenerul vostru de viață v-a înșelat cu prietenul, prietena voastră cea mai bună. Este un scenariu. Nu trebuie să țineți pentru voi acest mesaj. Iată, se închid cicluri karmice. Pluto în vărsător asta face, egalitate. Trebuie să spuneți, pentru că altfel rămâneți în constrângere, rămâneți în lipsă de energie vitală, rămâneți în durere.
Deci acum este o zi bună prin care voi să scoateți din suflet tristețea. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fiți prinși într-un cerc vicios la serviciu, să nu puteți ieși dintr-o situație și așa mai departe. Vom vedea despre ce este vorba. Pierdere. Unii dintre voi nu puteți trece peste o pierdere sau ați avut la serviciu niște lucruri care v-au dezavantajat, care v-au adus pierdere, tristețe, lucruri de genul acesta. Este doar o zi, este doar un moment prezent pe care îl puteți încheia dacă înțelegeți ce s-a întâmplat acolo și ce a activat acest lucru. Unii dintre voi trebuie să iertați situația, deci alegerea lui 15 este următoarea, 6, armonie sau agonie. 15 este și diavolul, care spune control, mă răzbun poate, manipulez, etc. Alții dintre voi, da, s-ar putea să fi descoperit că partenerul de viață v-a înșelat, că a avut o aventură sexuală cu altcineva, care posibil să fie și din cercul vostru apropiat. Ce aveți de făcut? În loc să țineți în voi supărarea, energia momentului prezent și tranzitele astrologice spun, vorbește, spune. Dacă nu, te faci singur o victimă. Este doar problema ta că nu spui ceea ce dorești. Relația. Unii dintre voi aveți de făcut o alegere în relație. Pentru unii dintre voi se poate întâmpla ceea ce vă doriți. Pentru alții dintre voi trebuie să luați o decizie să închideți ceva ce are legătură cu durerea voastră interioară. Fac aici o mică paranteză, am mai avut comentarii de genul gesticulez, dai din mâini, dar cu ce să pun cărțile pe masă cu picioarele? Era un moment poetic și pentru mine acum, câteodată sunt șocată efectiv de... Da, să trecem peste. La nivel de relație avem magicianul, iată, exact cum spuneam, magia focului. Înaltul preot, pajul de cupe și lumea. Se închide emoțional o durere care a durat de foarte mult timp. O puteți face, vă puteți aduce vindecare. Pentru alții dintre voi văd că ați fost căsătoriți și fie doriți să încheiați o căsătorie, fie doriți să reluați o relație care a fost stabilă. Aici este un control, o limitare. Cineva m-a limitat și m-a pus într-o situație în fața unui fapt împlinit din care nu am știut cum să ies, cum să reacționez și așa mai departe. Energia zilei vă spune cu blândețe și ca la carte. Pentru alții dintre voi văd că aveți legătură cu o persoană alături de care ați trăit pasiune, chimie și așa mai departe, însă pasiunea este mai mare, energia este mai joasă decât ar trebui să fie, sentimentele sunt mai puține sau persoana respectivă nu are suficient de multă iubire, să spunem, sau suficient de multe sentimente pentru voi, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că este căsătorită sau are un alt angajament stabil. Și atunci puteți încheia această relație dacă vă doriți sau o puteți discuta. Lumea vine cu o închidere, dar vine și cu progres. Un progres organic, ceva natural, se va încheia ceva natural și este înspre binele tuturor. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, cineva vine și vă spune ce simte, chiar dacă vă spune așa, m-am gândit la tine și ți-am adus o prăjitură, voi trebuie să citiți printre degete, pentru că acest om se cam teme, s-ar putea să fie, să vă fi greșit sau să fi întârziat prea mult cu declarațiile și are o teamă de a nu fi respins. Cineva se teme, nu, ori sunteți voi prea puternici, ori se întâmplă ceva aici. Alții dintre voi puteți să manifestați acum în viața voastră relația pe care o doriți, să ajungeți la o concluzie, mai exact. Dar trebuie să vorbiți, trebuie să doriți asta, să fie aliniată mintea cu inima, cu sufletul. 3 de cupe. Unii dintre voi veți avea bucurie foarte mare, adică manifestați bucurie în viața voastră la nivel de suflet, la nivel de
trăire, alții dintre voi ieșiți dintr-un trio amoros sau se închide un trio amoros și în sfârșit puteți să fiți cu persoana voastră iubită. Regele de monede. Persoana voastră iubită este căsătorită sau este clar într-un angajament cu altcineva pentru foarte mulți dintre voi. Taur, văd aici semnul taurului. Și acest lucru se poate încheia. Pentru alții dintre voi, să știți că sentimentele pentru voi nu sunt atât de puternice încât să încheie acest trio amoros, dar în egală măsură se tem să nu vă piardă, pentru că există atracție între voi, există mai mult pasiune decât sentimente, să știți, și există o conexiune karmică între voi doi, care este menită să vă trezească, să vă zguduie puțin existența, să vă trezească la nivel spiritual. 4 de cupe. Cineva este nemulțumit de situația actuală și caută să înțeleagă de ce. Caută să înțeleagă de ce. Sau cineva este nemulțumit de cât primește în relația de iubire. Ups. S-o iau pe aceasta. Împărăteasa. Este o zi foarte bună să vă lăsați purtați de intuiție și să spuneți tot ce aveți pe suflet, pentru că va avea un ecou foarte bun. Adică nu trebuie să vă fie teamă să rostiți ceea ce aveți de rostit. Din contră, energia împărătesei vă susține. Vă susține la nivel de manifestare. Vocea voastră va fi auzită și persoana la care vă gândiți voi trebuie să se maturizeze. Ce v-ar spune persoana aceasta, celor care sunteți despărțiți, să spunem? Vreau să fim mai mult decât prieteni. Voi s-ar putea, unii dintre voi, să fi descoperit că partenerul vostru de viață are o idilă cu cineva cu care vrea să fie mai mult decât prieten. Să știți că acolo nu sunt sentimente, dar are o chemare fizică primară foarte puternică, iar aici voi puteți să înțelegeți de ce. Pentru alții dintre voi, există cineva aici despre care nu știți, care vă place foarte mult, mai ales dacă sunteți persoane singure, dar căruia sau căreia îi este foarte frică să vă dezvăluie ce simte. Este chimic, magnetic, nebunită această persoană după voi. Iar pentru alții dintre voi, mesajul acesta simt că este de la voi către persoana voastră dragă. Este energia voastră care spune, hai odată, vreau dreptul meu, meritul meu. Iar pentru alții dintre voi, să știți exact cum vă spuneam, persoana la care vă gândiți voi acum are regrete, are cu pajul de cupe aici, are o blândețe, are o trăire specială pentru voi și nu se simte neapărat confortabil pentru toată nebunia care a fost cauzată aici. Alții dintre ei simt pierderea voastră. Nu sunt confortabil cu faptul că nu sunteți împreună acum. Iar pentru alții dintre voi, pentru moment, doar o relație de prietenie este posibil. Asta nu înseamnă că nu poate evolua situația. Pentru alții dintre voi, într-adevăr, există iubire, dar în acest moment lucrurile nu pot avansa. Vor putea să avanseze atunci când voi hotărâți ce alegere este cea mai bună pentru voi în acest moment și veți acționa în consecință. Pe planul material, judecata. 4 de băte, 9 de monede, 3 de cupe. O foarte bună reușită astăzi, mai ales la nivel financiar sau la nivel de serviciu. Lucrurile merg bine, pe acolo aveți armonie, cineva posibil să își ceară scuze pentru ceva ce a făcut anterior și v-a vizat pe voi în mod direct. Alții dintre voi primiți recunoașterea sau vi se confirmă stabilitatea serviciului. Nu știu în ce măsură rezonează acest mesaj cu voi, dar asta este ceea ce simt. Alții dintre voi, în sfârșit, vă angajați acolo unde vă doriți și veți primi o ofertă de serviciu foarte bună, exact așa cum aveți nevoie, iar alții dintre voi vă reveniți la nivel financiar în casă, fie prin partenerul vostru care, în sfârșit, primește o sumă de bani
mult așteptat. În tot cazul este bucurie aici, bucurie și dans și voie bună. Alții dintre voi să știți că puteți fi invitați la o nuntă, la o cununie, la o petrecere unde va trebui sau pentru care va trebui să strângeți niște bănuți. Sau vă pregătiți de o petrecere și aceasta implică niște bănuți. Dar veți avea, veți petrece și este foarte multă armonie și voie bună aici la petrecerea aceasta. Regina de cupe. Vă veți simți foarte bine astăzi pentru moment, confort, mâncare bună, liniște. Că nu știți despre toate aceste lucruri, că se întâmplă, dar veți avea așa un sentiment foarte bun care nu știți de unde vine. Vă eliberați de stres. Vă eliberați de stres. Sau poate acolo la serviciu, în sfârșit, depășiți o situație, o provocare care a persistat foarte mult timp, care v-a cauzat foarte mare neplăcere. Descoperiți niște lucruri care acum vă dau șansa să vă eliberați de aceste conflicte. Pentru alții dintre voi să aveți grijă că există aici posibil o energie feminină care să vă fi sabotat, să vorbească lucruri nepotrivite despre voi, descoperiți acest lucru și în sfârșit vă liniștiți. Pentru alții dintre voi, vedeți că puteți descoperi că niște bani au fost cheltuiți de partenerul vostru de viață pentru plăcerii proprii sau pentru o aventură. Îmi pare rău să vă spun asta, dar așa este. Și vești. De aici veți primi vești. Veți primi și invitația la nuntă, veți descoperi și mesaje dacă este cazul, dacă rezonați cu mesajul, veți vedea și extrasele de cont, tot ce se întâmplă aici. Cum? Doar prin acțiunea voastră. Deci acesta este potențialul de manifestare. La nivel de stare emoțională și fizică medicală, din nou, o reușită care are legătură cu vitalitatea voastră, cu stabilitatea voastră, cu picioarele voastre, cu gâtul. Foarte interesantă energia. Avem roata, asul de băte, regina de monede și șase de cupe. Mame, auziți de o naștere sau aveți o reușită cu copiii voștri? Copiii voștri se însănătoșesc, poate au avut foarte multe viroze, chestii de ale copilăriei și în sfârșit vă simțiți bine pentru că vă eliberați și aveți libertate de mișcare. Alții dintre voi aflați o veste bună că rămâneți însărcinate sau voi domnilor tătici. Pentru alții dintre voi această oportunitate sau primiți o oportunitate la nivel financiar care vă bucură foarte mult, este ceva ce așteptați de foarte mult timp, se rupe un ciclu karmic aici la nivel financiar care vă face bine. Pentru alții dintre voi descoperiți în sfârșit o afecțiune care va da foarte mari bătăi de cap și pur și simplu, nu știu, ați căutat foarte mult la nivel medical, pe la diverse specializări și nu reușeați să găsiți soluția, dar în sfârșit se pune în concret negru pe alb un diagnostic pe care îl puteți rezolva acum. Șapte de spade. Da, ați luptat foarte mult cu un diagnostic posibil sau v-ați sabotat singuri. Să spunem că aceasta a fost o minte care nu era limpede și în sfârșit vă liniștiți așa cumva. Spuneți, aia, nu mai plec urechea la toate prostiile. Eu astăzi decid să mă simt bine și m-am hotărât. Uite și vindecarea, steaua. 17 este cifra universului care înseamnă omniprezență sau clar știință. Aveți așa o stare de bine interioară. După o lungă perioadă în care poate ați simțit că vi s-au ascuns lucrurile, nu știu, unii dintre voi puteți cu roata descoperi aici niște lucruri din trecutul vostru care v-au necăjit. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, se oprește cumva
ciclul acela karmic de nereușită și vă puteți conecta sau reconecta cu o persoană care are imaginea perfectă a sufletului perfect pereche din viața voastră. Și pentru alții dintre voi, atenție că vă puteți conecta cu cineva foarte mult prin energie sexuală, dar mai puțin prin energie feminină. Sau, dacă nu sunteți persoane singure, puteți fi descoperiți. Sau voi puteți descoperi acum niște discuții, niște mesaje pline de pasiune, care pentru foarte mulți dintre voi vor fi așa la nivel de stadiu incipient, adică sunt doar intenții pe acolo, nu s-au materializat încă. 8 de monede. Lucrați la vindecarea voastră și lucrați la a nu vă mai sabota. Unii dintre voi să știți că ați acumulat foarte multă tristețe pe care este momentul să puneți singurei mâna să o vindecați. Asta vă spune roata acum. Îți poți crea o nouă linie de destin aici, poți avea tot ceea ce este nevoie, dar atenție că te-ai cam sacrificat sau ai cam închis ochii și este doar responsabilitatea ta să te scoți de acolo. Ca semne astrologice, mai uit să le spun, dar nu vă luați, că nu sunt doar acestea, nu o luați ad literam. Avem așa, Rac, Taur, Balanță, Scorpion, Capricorn, Pești, Săgetător, Taur, Gemeni, la partea de relație. La partea de plan profesional avem Săgetător, Pești, Taur, Rac, Leu, Fecioară, Rac din nou și Scorpion. Iar la partea aceasta medicală emoțională avem Vărsător, Fecioară, Gemeni, toate semnele de foc, Capricorn, Săgetător și Scorpion. Scorpionul aici se gândește la niște copii. Și nu face un pas înainte pentru că există copii. Nu știu în ce legătură, în ce context ascundeți ceva de copii sau... În fine, voi știți mai bine toate acestea, alungesc etalarea. La talismane avem așa. Din nou visul, să aveți grijă la vis, că vi se transmit mesaje. Mamă, fiică, este ceva aici legat de copiii voștri, nu neapărat de fiică și băiat, dacă aveți. Vă simțiți vulnerabili în fața copiilor sau nu vreți să fiți o povară pentru copiii voștri, împărăteasa. Reușiți să duceți la capăt ceva ce vreți să faceți acum, dacă vă hotărâți să faceți acest lucru. Trebuie să vă iubiți mai mult, chiar să vă apreciați, mai mult, chiar dacă asta vă face în ochii celorlalți vulnerabili. Aici am miracol. Miracolul nu se întâmplă în viața voastră până când voi nu vă exercitați puterea de a începe. Aici am un berbec. Unii trebuie să acceptați. Știți că sunt cele 5 stadii ale doliului sau ale durerii sau nu știu cum să le spun și trebuie să intrați într-o acceptare pentru a putea să avansați. Stabilitate, ceva la nivel de abundență se întâmplă. Aici am soarele, cineva cu soare în berbec sau cineva cu ascendent în berbec, poate fi aici, mai poate fi sud, cineva din sud, nul. Cineva nu se simte apreciat aici, vă simțiți neimportanți, este fix problema voastră, cum vă poziționați. Aici aveți energie de regină, de împărăteasă, dacă voi vreți să fiți vulnerabil, să fie vulnerabil este un lucru măreț, dar trebuie să-ți iei înapoi puterea, să devii conștient de puterea ta, pentru că elefantul este un animal conștient de sine. Last, cineva este atras, vă regăsiți într-o situație care are legătură cu diavolul, cu pasiunea aceea sexuală, dar care nu are neapărat un fond bun, este destul de toxică și de joasă energia acolo. Luna sau ziua de luni poate fi importantă, atenție la ciclurile lunare sau doamnelor, nu știu, poate provocări cu menopauza. Că suntem oameni, trebuie să vorbim despre toate. Un tub. Scăpați de un tub. Nu știu ce înseamnă tubul. Poate
post-operator, ceva de genul acesta, sau poate cuvântul în sine are legătură cu voi, am inițialele S-U-L-N. Este o zi liniștită, care poate aduce foarte bucurie, foarte multă bucurie, dacă voi veți face acest lucru. Și mai am inițiala Q. Atenție la control, pentru că s-ar putea să fiți manipulați într-o direcție. Și o încheiere, o soluționare care va aduce foarte multă bucurie. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!